Astăzi, în portul Constanța, sud Agigi, a avut loc o desfășurare de forțe impresionantă. Zeci de jandarmi, medici, pompieri militari și polițiști de frontieră și echipele de intervenție pe mare au intrat în alertă, după ce a fost observată în largul Mării Negre o navă plină de migranți. Vasul de agrement avea la bord 88 de migranți din Afganistan, Irak și Siria și o călăuză din Turcia. Printre aceștia se aflau și 17 copii și o femeie însărcinată. Ofițerii Gărzii de Coastă au declarat că vasul a fost reperat la 18 mile de Gura Portiței și aducerea lui la mal a implicat folosirea unei nave a Agenției de Salvare pe Mare și două de la Poliția de Frontieră. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost solicitați de reprezentanții Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române să desfășoare o amplă acțiune de salvare pe Marea Neagră, la aproximativ 18 mile marine de Gura Portiței, acolo unde a fost identificată o embarcațiune cu pavilion România arborat, pe care se aflau mai multe persoane care nu vorbeau limba română. Acțiunea a fost deosebit de dificilă pentru că Marea Neagră a fost extrem de agitată în cursul acestei zile, valuri de 2-3 metri, vânt puternic, la un moment dat fiind în pericol ca această embarcațiune să se răstoarne. O embarcațiune a Agenției Române de Salvare Vieții Omenești pe Mare, care a participat alături de navele Gărzii de Coastă la întreaga operațiune, a transbordat toate cele 88 de persoane, 17 minori și 71 de adulți, proveniți din țări precum Irak, Afganistan și Siria, în siguranță și au fost aduși în zona portului Constanța Sud Agigea, iar o vedetă maritimă a Gărzii de Coastă a remorcat această embarcațiune în portul militar din Constanța. Până la finalizarea cercetărilor, toți acești migranți sosiți din Orientul Mijlociu vor beneficia de o asistență specială din partea Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, urmând să se ia acele măsuri legale care se impun în astfel de cazuri, după care vor fi audiați la sediul Gărzii de Coastă, iar pe tot parcursul audierilor vor fi cazați, din ce am înțeles, prin grija domnului prefect al județului Constanța, la tabăra de copii din Eforie. Abia după 12 ore, migranții au ajuns la mal și au fost preluați de cadrele medicale și de angajații ISU Dobrogea, deoarece au existat suspiciuni clare de infestare cu Ebola sau alte boli periculoase. Astfel au fost luate toate măsurile de decontaminare. În zilele următoare, migranții vor fi audiați de polițiștii de frontieră. Călăuza din Turcia poate sfârși în închisoare.